acesta când de izboare lacrimile îți sub mărgăritare dulce-al meu cânt vis și iubire sfânt legământ între suspine frumoasă mea mamă rază de soare creația Domnului nemuritoare frumoasă mea mamă rază de soare creația dragilor. De această dată, echipa Florării Ali se află în Roman. Am venit să o felicităm pe doamna Nica cu împlinirea frumoasei vârste și să-i urăm un sincer și călduros la mulți ani. Surpriza este pusă la cale din partea copiilor, nepoților, dar și a nurorilor. Mergem spre ei! Poate la dumneavoastră, doamna Nica, dumneavoastră sunteți? Da! Da? De ce speriată? De ce speriată? Nu speriată, dar nu! Suntem de la Florării Ali din Roman și avem o surpriză pentru dumneavoastră. Și dacă se poate un pic la... Zic, dacă se poate un pic la dumneavoastră, așa, da? Că masa este pusă și totul este pregătit pentru sărbătoare. Suntem de la Florării Ali din Roman. Aveți emoții? Aveți emoții? Emoțiile sunt firești și fac parte din viața noastră, căci dacă nu avem emoții, înseamnă că nu trăim pe această lume. Așa că să avem cât mai multe emoții frumoase. Cum am și spus, sunt de la Florării Ali din Roman și am venit la dumneavoastră pentru că știu că astăzi sărbătoriți ziua de naștere și faceți o vârstă minunată. La mulți ani, cu multă sănătate și toate cele bune. Cum credeți, cine ne-a trimis aici la dumneavoastră? Să vă facem această surpriză frumoasă. Cine? Da. Fata, nu știu, fata, cred că în primul rând. O să vă spun atunci mai târziu cine și cum ne-a trimis. Întâi de toate să vă înmân aceste daruri minunate și întâi de toate să încep cu o minunată floare. Ia că de la rece la cald s-a... Dar nu-i nimic, o ștergem așa. Această minunată floare este un trandafir creogenat. Acest trandafir trăiește veșnic. Așa să fiți dumneavoastră, veșnică pentru cei care vă iubesc și să fiți înconjurată, uitați-vă, de atâta lume frumoasă.
întotdeauna. Nepoțele. Și de nepoțele. Asta, asta e... Asta, primul rând, pe mine mă lăsați-mă prin... Ele, ele sunt fericirea dumneavoastră. Da, da, da. Așa este. Și cu masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără un tortulet. L-am adus noi și pe acesta, ca să uitați, să serviți cu toată, pe toată lumea și să vă ureze cu toții la mulți ani, cu multă sănătate și fericire și câte un pic de șampanie, căci dacă nu este șampania în pahare, nu se urează la mulți ani. Așa este, ca la fel să turnați la toți în pahare, să vă ureze sănătate, că asta este cel mai principal. La fel, cei dragi mi-au trimis și un mesaj de felicitare, cu multe cuvinte frumoase, dar și de bine. Și dacă se poate să-i dau citire acestui mesaj, cel mai de preț lucru de pe pământ este mama. Ea ne-a dat naștere, ne-a ocrotit, ne-a îngrijit și ne-a dat cea mai bună educație. Deși câteodată o mai supărăm, ea niciodată nu ne-a întors spatele. Tot timpul ne-a ascultat și ne-a alinat. Astăzi, de ziua ei, îi mulțumim pentru lucrul ăsta și urăm foarte multă sănătate. Să trăiască mulți ani de acum înainte, să ne ocrotească ca și până acum. La mulți ani, scumpa noastră mamă, din partea copiilor și a nepoților și a lui tete, a fiului Alin, Bogdan, Andrei și a lui Alexandru cu nepoatele, care vă iubesc nespus, nespus de mult și vă doresc multă sănătate, fericire și cum au spus și în acest text, poate de multe ori v-au spărat, dar dumneavoastră ați știut să nu întoarceți spatele niciodată, ați știut să îi îmbrățișați și să le mulțumim pentru tot. O viață întreagă nu o să le ajungă să vă mulțumească pentru binele care le-ați făcut, pentru faptele și pentru cuvintele la locul potrivit și la momentul potrivit. Că o mamă știe să le aline pe toate, și durerea și suferința, dar și bucuria totodată. Îi spui și tu lui bunica la mulți ani? Chiar, haide, da. Chiar, chiar dacă, uitați-vă câți oameni frumoși ne aud aici, o parte din ei nu ne aud. Dacă doriți să le transmiteți și lor ceva? La toți, care să fie sănătate, primul rând și la mulți ani și toate cele ce își doresc. Doamne ajută, mulțumim! La toată lumea și nouă și să fim sănătoși, copiii și nepoții, să să fie sănătoși mulți, să ajungă vremuri buni, cum am avut noi și copiii noștri. Așa este, Doamne ajută! Nu să știi cum și cum ce... Fericire! Doamne ajută! Uitați-vă ce nepoțele frumoase aveți aici lângă dumneavoastră! Bucăria, este bucuria, bucuria noastră, alinarea sufletului. Aveți niște copii și niște nepoți extraordinari.